Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine am găsit! În studiul nostru astăzi vom discuta despre ziua teatrului și despre teatru, pentru că astăzi în toată lumea este sărbătorită ziua teatrului. Invitații mei din această zi sunt cei care au semănat arta teatrului în sufletul spectatorilor care i-au admirat și cei care au creat un teatru de suflet pentru cei oameni din sate care îi așteptau cu multă drag pe scenă. Îi prezint astăzi pe doamna Ana Ivanciuc, întemeitorul Teatrului Cutezătorii, Igor Ivanciuc, care a participat și el toată viața până în prezent, știu că și-a dedicat-o artei și teatrului, și Eduard Ivanciuc, care a fost și unul din regizorii principali, din cât cunosc eu, în viața teatrală a teatrului din satul Petrunea. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Bună ziua! Bine v-am găsit! Vreau să vă întreb, cum ați marcat în acest an ziua teatrului, doamna Ana? Am marcat-o sufletește, mai mult. Deci, suntem pregătiți pentru așa o sărbătoare în suflet. Am programat ca să evoluăm scenă în ziua asta, dar unele piese au fost în obstacle, a fost bolnav un artist și noi n-am putut să terminăm repetarea piesei și o programai mai târziu. Domnul Ivanciuc, știu că dumneavoastră activați și în liceu teoretic Petrunea, împreună cu elevii, nu odată ați încercat să aduceți teatru în scena școlii. Cum ați reușit și ce ați făcut în acest sens? În acest sens m-am străduit să merg mai mult pe latura umorului, sigur că, și anume să pregătesc elevii în concursurile TVC. Și în aceasta, sigur că de câteva ori am fost ajutat de fratele. Am pregătit ambii o echipă și am concurat să vedem totuși care este mai tare. Însă nu aceasta contează. Sigur că pentru un om, urmașii, sigur că valorează foarte mult. Și fiind în postură și de director adjunct la liceu, având în preajmă zilnic copii, vreau foarte mult. Îmi doresc să pășească pe urmă și să devină și ei, poate, dacă nu actori, oameni care se comporte liber în scenă. Se pare că noi am izbutit să aducem la copiii la așa o abilitate. Și, cum am zis-o, prin jocul TVC. Când, să zic, anul trecut a avut loc o întâlnire, știți și dumneavoastră că ce emisie ați transmis secvențe din jocul TVC între două echipe ai claselor a 12-a. Eduard, cum marcați astăzi această zi? Vă văd mai trist astăzi? De fapt, mai îngândurat. Mai îngândurat? Cum ar fi fost bine, desigur, ca înainte să marcăm, să facem un concert, o ieșire pe scenă, dar am o trăsătură de caracter din care nu odată m-am sfădit cu fratele, cu mama. Nu pot lucrurile care le-am pus cândva pe scenă să le repet iarăși. Uh-huh. Și din păcate în 20 de ani în Moldova nu s-a schimbat nici aspirațiile noastre, nici viziunea noastră de viață, nici la cei citind, cei de sus, practic de unde să iei, se ia subiecte noi. Chiar astăzi vorbeam cu fratele că câteva săptămâni urmă m-am uitat cum s-a început negocierile pentru Alianța de Integrare Europeană 3 și mi-am adus aminte că la sfârșitul anilor 90 am pus un sketch în care un fost președinte de colhoz, un fost agronom șef și un fost zootehnician șef făceau o asociație țărani. Și îi spun, păi uite, noi am hotărât ca noi să fim aleși tot noi conducători ai asociației noi. Și mă gândesc că nu s-a schimbat nimic în 20 de ani în Moldova. Dar vrem să facem lucruri și care să fie bun, frumos, primit de spectatori.
Deci, cât îmbătrânim, trecem de la cantitate la calitate. Vreau să vă întreb de istoria teatrului Cutezătorii. Doamna Ana, să ne povestiți un pic cum a apărut ideea. Ce v-a motivat să creați această trupă pe parcursul anilor și cum s-a simțit viața teatrului pe parcursul acestor ani? Această idee a fost multă în sufletul meu. Am participat la școală, ca artist amator, la școala pedagogică și când am venit în sat, prima propunere a fost a mea, dar am susținut de soț, pe urmă de familie Chiperi, așa, într-o seară, stând așa frumos, am hotărât să facem ceva frumos pentru sat. Pe ziua teatrului? Da, și am hotărât, pe martie, și zic să facem ceva frumos. Și așa am început, la început a fost 6 persoane, pe urmă 8, pe urmă a crescut. Desigur că a fost o delectare foarte frumoasă, niște ani frumoși am petrecut. Noi desigur vorbim, dacă n-ar fi fost teatru, poate nici nu aveți fi atâta frumusețe în sufletul nostru, atâta lume să vezi, atâtea probleme să poți să le rezolvi pe scenă, să privești ochii oamenilor unii chestări ca să îndepărtezi viciile, ca să-i bucuri sufletul după o zi grea de muncă. Și așa încet și ori pe parcurs am activat. Am început a pleca prin sate, vecinii ne așteptau. Principal erau aplaudismentele pentru noi, nu era plată, nu era nimic. Am fost susținut de domnul regretatul Carasi, Pavel Ivanici, fostul director, care întotdeauna ne destula cu atât cu materiale cât și cu mașini, transport mașini deschis, de nu mai era autobuz. Și așa călătoream din sat în sat, ne-am încurajat, ne-am înarepat și așa am dus-o sistematic, am intrat până în ziua de astăzi. Ați spus că nu era vorba de bani, era vorba de ceva... De entuziasm. De ce în prezent entuziasmul ăsta a dispărut la oameni? Cum credeți? Și ce ar face să ne aducă... Eu gândesc că pe timpuri era acest entuziasm, deoarece și în societate domina o altă atmosferă. Precum domina astăzi în așa zisa epoca pieței. Acum totul se valorează, se îmbaci și se ridică la cota banului. De aceea mi se pare că oamenii, poate indirect, s-au pomenit într-o situație când își schimb valorile. Valorile spirituale, valorile sufletești, valorile materiale și pe bani. Valorile materiale și bani. Și eu am constatat nu de mult că s-au schimbat valorile oamenilor, dacă înainte avea valorile culturale, valorile naționale pentru care au luptat generațiile anilor 70-80 și cele mai înaintașe, când luptau pentru limbă, pentru literatură, pentru artă, pentru o națiune, unde au dispărut în acești 20 de ani? Au dispărut ușor, ușor, încet, încet și am rămas numai cu valoarea banului. De ce s-a întâmplat așa? Ele n-au dispărut valorile, ele pur și simplu s-au diminuat și au trecut în alte albie. E grospos. Valorile se apreciază în bani, s-au trecut la piață. Cultura, cum am învățat toți, și la școală, și o știm și din bătrân, cultura e venit să aduc ceva frumos în viața omului. Când am zis 20 de ani, eu privesc la televizor, toți s-au dorit să aduc cultura, de pildă, la un nivel jos, că toți s-au cut că dacă la un nivel jos, tot au să înțeleagă. Chiar și la televiziunile naționale, eu privesc, chiar și la acel jurnal TV, mă uit oară de ras, când arată asta, artiști, de la actori, de la Chișinău, profesioniști. Da, profesioniști, Sioma și Valera, și știi fiecare, măi, și fa, că măi este de cum te enervează, te doare capul de dânsul, care i-ar trebui mai departe să rădici cum înainte. Țin minte noi când am început, da, eram și noi din sat, da, eram din sat, când mai uitam cuvintele, mi menționam, mai spuneam un măi, un fa, și a venit domnul Răcila, Anatol Răcila, directorul teatrului, Vasile Alexandrie a lucrat cu noi, un foarte bun, excelent regizor, pe vremea atunci când a început TVC-urile. Domnul Justin Scarlat, Doamne ferește ce nu-i plăcea când s-a auzat un mă. Spunea, băi, spune un mă, un bă, o fa Marie, sau auzi, cumva să n-aud mă, este dacă nu-i frumos. Da, desigur, ca și noi acum ascultăm și nu-i frumos.
pur și simplu s-a hotărât că dacă scoborăm mai jos, toți o să înțeleagă, mai băgăm rusismi, că mai multe, dar... Sunt mai multe de cum erau... Sunt mai multe de cum erau înainte. Și sunt mai multe la teatrele profesioniste decât... Și plus la asta... Că asta este viața de zi cu zi, da, noastră. Da, da. Noi ne recunoaștem, văzându-ne de pe scenă, ne recunoaștem pe noi. No. Fie ce item, drama noastră. Haideți să recunoaștem. Pentru că așa suntem noi în viața de când mergi, așa, când se arăți vigilii omului, da, dacă nu e un spectacol. Și plus la asta, am stat de vorbă cu mama, o două săptămâni, trei în urmă, vorbeam de o piesă, să luăm o piesă, să o punem, să o montăm, o piesă mare. Și am constatat că noi, care ne ocupăm de teatru, să zicem, mai aproape decât spectatorii, nu vedem astăzi o piesă bună de un umorist care se poate pus lăsat, clasat, știi, mai mult mai piesele cu umor, cum erau înainte. Cele de mult frumoasă, cu cuvinte frumoase spuse, dar chiar și cuvinte urâte, nu găsești, așa să fie, să fie de suflet. Ne străim noi, mai scrim, mai boțim una încolo, în coase. Păi, cele mai frumoase piese sunt cele din viață? Da, da, nu sunt. Referitor la entuziasm, eu vreau să spun că n-am dispărut la toți. Poate la o grupă de oameni, dar în sufletul nostru, cel care am creat, în sufletul altor persoane care au alături de noi activează, n-a dispărut. Pur și simplu s-au mai destramat cadrele, mai deplasările pentru a câștiga un ban de a trăi, da, pentru altele. Mai au mai decedat din actorii buni și așa, dar în orice caz este, noi încă ne spus. Vreau să vă întreb încă, cum sunteți susținuți de autorități? Care, deci, se contribuie cu ceva la dezvoltarea teatrului în prezent? Vorbești? Poate să vorbească Eduard, el este și consilier sătesc. Da. Din parcursul tuturor anilor, mi se pare, când am activat, n-am avut niciodată piedici sau n-am, da, fost să nu fim susținuți de primărie, de raion, de oameni din Republică, chiar și când am fost în Bulgaria și de toată Uniunea Sovietică. Păcat să zic, am avut careva piedici sau am fost... S-a întâmplat, au fost vremuri mai grele, când era mai greu de găsit un transport, dar tot timpul s-a găsit ieșiri din situație și nicio problemă. Acum se dă un salariu, cât e el de mic, să zicem, dar cum să ne plângem, că e mic, e mare, n-avem cu și el compara. Față de dragoste, cei care au oameni care sunt pe scenă, actorii, nu poți să-i spui că ăsta e bun sau ăsta e mic. Uh-huh. Cum spunea și de judecători azi, dacă are unul un caz mai greu sau unul 10 are cazuri mai ușoare, nu poți spui că ăsta lucra mai mult ca celălalt. Așa și cu actorul. Dacă unul s-a dat mai mult sub pe scenă, altul mai încet sau e mai timid, nu poți spui că ăsta plătești mai mult, ăsta mai puțin sau ăsta se ceară mai mult. Zice, mulțumim de ceea ce primim. Ce aveți? Sunteți o familie de artiști. Cum s-a reflectat teatrul? Pentru că ați reușit să vă implicați și nororile, și piciorii, și nepoții. Cum ați reușit toate acestea și cum teatrul a jucat în viața voastră? Ce rol a avut? Probabil dragostea de artă, dragostea de frumos și așa că au crescut copiii pe scenă, pentru aceea că au domnit niște nurori deștepte și tot acceptibil la toate problemele. Și apoi și nepoții s-au încadrat și ei, deci într-adevăr teatrul, întâlnirile acestea noastre vesele, fără grijile vieții, fără grijile grele, ne-au apropiat, ne-au unit, ne-au făcut ca să răsuflele acum mai ușor, mai frumos, de stări, fiecare să-și dea părerea, să-și fac ceva mai frumos pentru lume, pentru sat, pentru... Deci, să mai adaug și spre urmă cuvântul, poate fiecare să ne încadrăm, că suntem o familie și să demonstrăm că suntem un tot întreg. Deci, cum a zis, adic, într-adevăr, sunt oameni bolnavi de scenă. Anume, în aceasta constă, poate eu, harul omului văzut în scenă. Mm. Și dacă am fost duși, poate cu voie, poate cu fără voie, pe scenă de mici,
Sigur că am sesizat această plăcere și vole și nevole, însă am început să jucăm. Tot așa s-au derulat deci, lucrurile și în legătură cu nepoții. Iar despre norori, eu aș zice așa că o altă cale nu au avut nororile. Deci dacă rămâneau într-o parte, rămâneau în număr mic și nu mai rezistau. Deci trebuia numai decât să joace și ei în acest cerc, să accepte, precum într-un film american, vrei să trăiești în familia noastră, acceptă regulile de joc. Sigur că este o glumă, dar într-adevăr sunt niște doamne care, într-adevăr, s-au descurcat. Bine, și au și darul ăsta, pentru că nu oricine ne poate fi iată în scenă să joace un rol uneori umoristic, când toată lumea... Să vă spun că ambele au jucat și ele pe scenă fiind eleve. Nu știu cum soția fratelui... Eu am interogat-o, mi-a spus că a jucat. Le-ați ales după talentul? Ne-a ales Domnul, se pare. Domnul de sus ne-a ales. Avem aceleași ocupații, să nu batem poate drumurile. Ce v-ați dori să faceți pe viitor teatru? Eu foarte mult te doresc, e cam mai târziu și vreau să mă grăbesc să fac mai mult decât după cât o mai trăit. Sperăm. După cum am spus, literatura e puțină la noi tare, deci scriitorii noștri cam o puțin se ocupă și am avut norocul că Ficiorii au creat. Așteptăm creația lor și mă mai duc la domnul Răcilă și mai împrumut, am fost săptămâna trecută, am împrumutat 3 piese și o să încercăm și, ca și domnul Igor m-a spus, vreau să lăsă lume și generații altele. Încerc și eu școală, am făcut și teatru și mai fac și acum și cu diferite scenări, ca să tot și lăsă la urmă să fie o pomenire. Igor, ce un vis, chiar dacă e real, pentru prezent. Pentru că credem că când doamna Ana a început Teatrul Cutezătorii, poate nici nimeni nu s-a gândit că va dura atât de mult, atât dragostea asta față de teatru. Nici doamna n-a gândit, ea n-a avut scop asta cu siguranță. Dumnezeu a făcut-o din plăcere, pur și simplu. Și pur și simplu a ajuns unde a ajuns și sigur că își dorește să ajungă mai sus. Vreau și eu să ajung mai sus. Până când, din punctul nostru de vedere, fiindcă am activat am fost teatru în teatru, la teatru de revistă Dă-i drumul, am avut o realizare, deci 96 în România, la festivalul de satir și umor Constantin Tănase, am luat medalia, am luat Grand Prix și deci visul meu este să depășesc acest trofeu. Ce ar trebui să se întâmple ca teatrul să reînvie, ca să zicem așa, să vină în scenă mai des? Pentru că nu mi-amintesc ultima dată când v-am văzut în scenă, a fost în Glodeni la un concert, dar un an, doi în urmă, cred, nu mai așa, cu un an jumătate în urmă, când soacra cu 3 norori. Da. Sunt mai multe păreri, da. Este sigur că prima insuficiență de timp. Suntem într-o alertă toți, actualmente. Doi, poate depinde de niște relații omenești. Știți că în acest timp, când numai banul este gospodar în țară, este și invidia care merge pas în pas cu poporul nostru de când mă țin minte. Deci așa este firea moldoveanului, eu știu. Deci totul racordându-se la aceste relații omenești, de a fi mai deschiși, de a ne stima unul pe altul, de a ne primi, de a ne încuraja și așa mai departe. Trei, sigur că este vorba și de ocupația omului. Spre exemplu, fratele actualmente nu are serviciu stabil. Cum putem vorbi despre un teatru, să montăm o piesă dacă el mâine poate să plece? Da. După bani, are Ficiori, trebuie ajutat studentul, trebuie bani. Să fie cumva, deci nu regretăm după timpul cel din 70-80, dar să revenim la scară de stat, să revenim într-o
albi, da, albi mai, să ne simțim acasă ca acasă. Ar fi și și nu, să nu plecăm peste hotare, da. Pentru că până la urmă, în căutarea banului peste hotare și asta... Ori aș face, aș pune în semnul egal între teatru și stabilitate. Cum ați spus și dumneavoastră, în alte probleme, deci această egalitate. În rest, depinde de noi, sigur că de factorul uman. Eduard, și tu ce ai visat să realizezi încă? Să primi, dacă ne lucrăm serios ceva, pentru un spectacol de mare anvergură, un spectacol serios, în afară de problemele astea, am mai avea nevoie și niște interpreți buni. Trebuie niște cântece, cum a evoluat cândva cu Haiduci, cu domnul Ion Ursache. Bă, am avut înaintea lui patru fetițe de clasa 11 a 12, mi se pare. Foarte bune vocaliste. Gheorghe Sandu, acompaniator și pregătea. Și am spus că atâtea subiecte, atâtea... Eu nici nu știu, mă gândeam o săptămână urmă cam ce temă n-am abordat, pentru că am avut vreo două sketch-uri la tema alianței și de acum toți atâta vorbesc de alianță, că de amânat și frumos din partea mea să începem și noi un teatru de bază alianță de acum. Dar sketch-uri din viață sau din viața satului, eu am spus, nu s-a schimbat nimic așa în afară de prieturi între 20 de ani, ceva să ne întoarcem înapoi, nu știu. Vrem un spectacol frumos, cu cântece, cu satiră și umor, satiră și umor de calitate bună. Dar să ne stăruim să facem. Pe când să vă vedem în scenă, pentru că... În perioada de la, începând să zicem, cu ziua limbii, dacă nu dovedim, până la ziua satului 9 octombrie, cred că o să facem un spectacol bun. Ca să fie bun, să fie totul. Pentru că eu am spus, de cât anii trec, ne oprim mai mult la calitate. Și de acum mi se pare că ceea ce am pus cândva era copilăresc, ca niște băițandri. Mai avem casetele și le ne uităm și câteodată râdem singuri de noi. Ce spuneam și ne se părea interesant. Și la județ ieșeam și ne se părea lor interesant. Eu cred că cea mai mare încurajare pentru voi au fost aplauzele și așteptarea spectatorului care vă aștepta prin răbdare, pentru că de câte ori îmi amintesc eu că vineam, nu era o manifestație culturală în satul Petrunea fără trupa de teatru de-i drumul, ori cutezătorii și lumea vă aștepta cu multă nerăbdare și el vrea ceva mai complicat, dar ceva mai simplușor și mai frumos. Noi plănim tot și în luna mai. Cred că o să ieșim ceva, dar nu așa cum dorește Eduard. Complicat. Dar eu am spus visul. El nu sunt visul. Eu l-am spus. Eu mă sunt. Oricum, arta trebuie și nemunerată. Haideți să fim sinceri că până la urmă, fără bani, nu putem exista. Autoritățile publice, primăria, serviciul raional, contribuie cu ceva la dezvoltare, pentru că, din câte cunosc eu, sunteți unica formație teatrală cu titlu model din raionul Glodeni. Deci, la nivel de administrație publică locală, din nivelul 1, în sat, deci, suntem remunerați două unități. Așa am fost și remunerat pe timpul când eram și două teatre, cu toate că trebuiau plătite patru unități. Erau plătite doar două, înțelegeam și noi care este situația, dar cum a spus și fratele, sigur că este vorba de o sumă mică, deci cea sumă care este divizată pentru actori, pentru cei care joacă în scenă. Deci, cu toate că se primește de regizor și conducător, dar se distribuie câte o părticică la fiecare actor care ia parte în spectacol sau, da, sau care participă la repetiții, sigur că aceasta doar. În rest, nu avem ce spune, fiindcă nu avem susținerea această financiară la nivel de administrație publică raională sau chiar la nivel de republică. Sigur că dacă să ne încadrăm în niște regulamente, un teatru cu titlu model este
deci racordat la niște cerințe stricte, deci statale, republicane. Dar mă rog. Mai există, mai colaborați cu alte teatre? Știu că ați fost de multe ori peste hotare în România, Bulgaria, adică menționat, aveți aceste relații de colaborare cu țările din vecinătate? Băieții și de România, ultimii 2 ani, 3, 4 mi se pare, mai slab. Înainte am fost noi la ei de 3-4 ori, au fost ei de 2 ori la noi, ne-am mai întâlnit în cadrul festivalului România. Pe urmă s-au cam răcit relațiile de la Rădinia, au plecut alții. Paradox de viață. Așa, de pe raioanele Republicii mai sună, care ne știu că am fost la ei concerte, care ne știu de pe la festivaluri sună, șer șenete, ne dau șenete, facem schimburi. Fratele o mai activeze. O dat scenete și scrise în original și așa și s-au dus, au plecat și nu mai avem text, pentru că le mai ținem noi, dacă sunt texte scrise de dumnealui și mai revenim la asta. Dumnealui ce, zice că vrea să revenim. Ce v-ați dori? Pentru că în prezent parcă se simte o absență a teatrului din scenă și astăzi chiar într-un interviu realizat de colegii mei, oamenii au spus că ar veni cu plăcere la un spectacol dacă ar fi la Glodeni. Până la urmă nu banul contează, dar contează și plăcerea sufletească de a privi ceva frumos, de a mai râde, de a mai zâmbi, de a primi un spectacol. Cum vedeți această oportunitate? Pentru că s-au cheltuit foarte mulți bani pentru reabilitarea, renovarea Centrului de Cultură din Glodeni, dar, din păcate, concertele, dacă sunt unul la două luni, unul la jumătate de an, și se simte lipsa asta pentru oameni, duc lipsa artei în viață. Oamenii tot mai mult timp petrec în fața televizorului și nu vor să iasă din casă, au tot ce vrei la televizor. Da, ne întoarcem la problema care este. Dacă era satiră și umor, era mult mai ușor și organizat. Eu mă reîntorc deodată la literatură. Deci nu avem literatură, pur și simplu nu avem. L-am pus, ne trebuie numai comedii. Am pus în Casa de Cultură Glodeni, de Ramil Portnoi, Păsăruși și Nezburătoare. Este o piesă serioasă despre un colectiv de văzători și până la urmă am luat 5 spectatori, ce-o, s-au sculat toți și au ieșit. Așa i-am luat și domnul Răcil, dăm comedii. Ce dorim noi? Dorim să avem materiale. Dacă este satiră și umor, noi, cum zici, sketch-uri noi facem, pe seama unei probleme, unui viciu, îndată găsești. Dar astea sunt lucrări mari pe care trebuie să le ai și să corespundă și publicului care te așteaptă. Dar publicul de la sat vrea comedii, vrea vesele. Asta e prima dorință care o am eu, să avem mai literatură, să găsim. Nu știm cum să ne mai adresăm. Eu tocmai vroiam regretatul. Să zicem, deci Tudor Tătaru era cel care mai scria câte ceva, mai producea câte ceva. Am Gheorghe Urschi, care deja nu mai poate, nu mai este prezent în scenă. Și se simte lipsa umorului. Până la urmă se este și umorul o artă. Teatru educă spectatorul ca să cumva să înviață, să-și schimbe ceea ce nu este bun, ceea ce este rău. Deci, cum a spus și noi am montat testamentul lui Urschi. Și atunci când am auzit de testamentul 2, noi am făcut unele cerințe la Chișinău de a putea avea, deci, scenariul testamentului 2. Și n-am mai izbutit să-l avem textul, fiindcă totuși este vorba de text autentic, mă rog, sunt probleme de autor care are dreptul și așa mai departe. Deci, problema teatrului, pentru că îmi dau seama că a fost și un pic de politică în jurul teatrului, a teatrului de umor, cineva nu-și dorea să fie criticat, nu-și dorea, deci haideți să recunoaștem că și politicul s-a implicat în viața teatrului. Și, însă acum, se pare că
avem libertate de exprimare a opinii. Vă referiți până a fi ales alt cabinet de miniștri. Avem această libertate. Nu, eu cred că în ultimii 2 ani libertatea de exprimare în Republica Moldova. Am citit în ziarul Făclia un articol despre examenul deci în clasa 12-a din ediția 2013. Și autoarea zice că ne așteaptă ceva mai ieșit din comun decât 2012, deoarece nu avem încă stat și gospodar la casă. Deci cine vrea face ce vrea, da. Nu, sigur că glumim și noi. Pur și simplu, da, sunt de acord eu. Cel puțin sunt de acord că nu este acea primire de către demnitari a omorului, cum este, spre exemplu, Rusia. Doamna Rusia. Altă viziune au demnitarii. Se așează în primele rânduri și zâmbesc asupra viciului. Aici, la noi în țară, desigur, nu primesc oamenii critica. Și de aceea, poate s-au străduit la nivel de țară să mai îndepărteze așa puțin umorul de la poate sine. Poate de aia că nu sunt nici nu, în ultimul timp autoritățile nici nu prea au fost criticați, sau să zicem așa, în spectacole, pentru că nu prea a avut cine face, în afară de Ora de Rasă a lui Chianu și Durbală, practic altceva nu mai avem. Da. Eu cred că acești doi au spete și își permit. Dacă ne-am permis și noi să facem glume de acest fel, sigur că nu știu care ar fi soarta noastră a doua zi. Mama știe. Mama știe, fost, da. Mama a fost pe timpul. Ați fost cumva... Chemam la securitate. Da. Domnul Iuri Anastas. Am fost chemați pentru un exemplu și cel mai bine că am avut pelicula așa, i-am luat la Petrunești, am demonstrat că nu noi am spus cuvintele este, totuși, dar trebuie să agă alții, da. Nu, noi le-am spus, dar am avut pur și simplu la figurat. La figurat, da. Atunci era un deputat. Mai multe lucruri și am fost un deputat în sală și eu am spus că deputații rămân la treu ca lor. Și mi-a plăcut și am ajuns la securitate pentru asemenea vorbi. Deci a fost și politica așa. A fost asta, dar cum sigur, lucrul nostru a fost de este. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați venit în studioul nostru astăzi și ați găsit câteva clipe să vă împărtășiți plăcerea de a face teatru pentru spectatori. Vă doresc succese pe viitor și cât mai multe spectacole în fața spectatorilor care vă așteaptă, gănuiesc cu nerăbdare. Și vreau să mulțumesc și telespectatorilor pentru atenție și o seară frumoasă pe mai departe alături de TV Prim.